scoate banul. Scoate banul. Scoate tataie banul. Scoate banul tataie. Frumos. Bravo. Aaaa. Bravo. Bravo. Mai, nu, spune tataie, ăsta nu. Spune, ăsta nu. Ăsta nu e mai. Dar dau un mai? Albastru. Albastru. Dar un bopseu? Îl băgăm un bopseu, bopseu să-l faci pe albastru. Nu merge vrăjeala. Ia să vedem. Dacă nici ăsta nu e albastru. Filip, nici ăsta nu e mare. Nu, 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 ăsta e mov. Filip, tataie, cu tine, e culoare albastru. Spune-i mov ăsta. Mă, hai, încercăm cu altul dacă nu mergi cu ăsta. Mami, te ajută, mami. Nici ăsta, Filip, nici ăsta. No. Asta e roșu, tataie. Hai, încercăm cu ăsta. Asta e roșu, tataie. Încercăm cu ăsta. Spune, ăsta, cum zic, cum s-a. Spune, dăm doi de ăștia. Este galben. Vrei să dau și eu un galben? Uite, nu facem doi. Uite de la fața lui, mami. Spune, tataie, dăm doi de ăștia, galben și-i bun așa. Hai, dă-o așa? La, 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 la. Ce urătură frumoasă. Spune-l, tataie, dar la ce urătură ți-am pus eu. Nu, Filip, nu. Dar nu, că nu mai bag eu, că el știe el. Ai văzut ce frumos, te-am urat? Da. Ia să vedem, tataie, te-ai cam curcat acolo. Ăsta e albastru? Bună, rotund. Nu-i rotumesc. E bun puiul, rotund nu este. Ăsta e albastru, Filip. Rotund. Rotund e de 50 de bani, ghiță. Ză, e bun. Uite. E bun așa? Da. Cum îi spui lui tataia? Mulțumesc. Ai primit? Da. Ești mulțumit? Da. Ia uite. Mai bine, nu? Aia zi. E bună? Da. Avem rău, avem rău ce mai bună. E bună? Ia. Cum toți trebuie să facem parte din ansamblul nostru. Aș vrea ca... Încă o dată, mai Flăcăi, să ne asuri până în voi. Mânați, măi! Am fost la Lidl să facem câteva cumpărături și am ajuns acasă și vreau să vă arăt ce am cumpărat. În primul rând am luat Pringles, preferatele lui Filip și nouă, ne plac super bune. O pungă cu salată. Filip a vrut biscuiții aceștia cu vanilie. A vrut și alte dulciuri și dintre toate am rămas doar cu biscuiții aceștia. Am mai luat niște ceapă, avea o reducere Lidl Plus și am mai cumpărat niște ceapă. Aici am o baghetă franțuzească, am încercat să o filiem, dar nu prea mergea filiatorul acela, nu știu, n-a filiat-o prea bine. Acolo am bonul.
semințe, preferatele mele sunt acestea albe, foarte bune. Am luat și fistic, 500 de grame de fistic, struguri, am găsit așa, dintre aceștia mix, o conservă de ton în ulei de floarea soarelui, vreau să fac un pate în seara aceasta. Am găsit ciocolată dintre aceasta albă, nici măcar nu știam că au, dintre aceasta de menaj. O gogoașă. E o gogoșică în formă de, e o gogoașă în formă de stea. Aici avem o ciabata, tot așa înfeliat-o. Camembert clasic, aveau, mai aveau de vreo două feluri. Gorgonzola dolce. Mozzarella. Am luat un borcan cu vișine în compot de vișine, dar sunt foarte bune că nu au sâmburi, vișinile acelea. Aici avem trei cornuri. Le-am luat când era foame, dar nu le-am mai mâncat. Un mango care arată super bine. Și mai am aici câteva felii de cheddar, cremă de brânză și o rață. Vrem să facem în seara asta friptură, o să o iau imediat, să o pun în bites. Și vreau să o fac în seara aceasta anuala aceea mea, să o las așa la foc mic. Nu am mai încercat să facem, e prima dată când cumpăr o rață, dar am vrut să cumpărăm. Au fost 47 de lei și 20 de bani această rață de 2 kg. Iar pieptul, dacă cumpăram, dădeam undeva la 30 și ceva de lei doar pieptul sau dacă luam doar pulpele. Era cea mai convenabilă variantă, așa că am luat-o pulpele, nu? Da, și pieptul era și mai scump, cred că. Așa că am rupt aici farfuriuța aceasta, că am pus toate cumpărăturile pe ea. Mă ocup imediat de toate cele. Vreau să fac un tort, vreau să fac friptură și să pregătesc așa un mic aperitiv. Dar vreau să fac și un pic de ordine prin casă. Astăzi este ajunul anului nou și vreau să am și eu așa câte ceva din toate, ca să zic așa, să fac și o fripturică, să fac și un tort micuț, nu o să fac tort mare, o să fac așa o porție de tort micuță. Da, mă duc să-mi fac și un pic de curățenie. Am ajuns acasă, am fost la Bălțătești, un sat vecin cu noi pe aici, pentru că au venit și sora mea cu Florin, cu urși, și am mers să-i vedem și pe ei, dar oricum voiam să mergem. Acum am ajuns acasă, este aproape ora 4, deci da, o să merg să mă apuc imediat de treabă. Cam astea sunt cumpărăturile, fără să mai lungesc. Miuța e și ea mai bine, nu mai este atât de speriată, încă nu ia, na, e într-o casă străină, chiar dacă ea aici o crescut. Pe la noi trebuie să dau cu aspiratorul. Da, mami, nu mai ține minte Filip. Mă apuc să ordonez puțin pe aici, să strâng. Avem haine. Na. Haine, în principiu. Miuța! Vezi că te zgârie, mama. Uite, a venit Otto. Mia! Uite, slabica, Teresa. Ia uite, uite cum dă cu coada. Tu dai cu coada în cameră. L-a văzut pe Otto. Război. Ia uitați bradul nostru ce s-a uscat. Îl mai ținem câteva zile și îl scoatem. Se aud mascați. Foarte aproape de casa noastră. Nu știu dacă în zonele voastre sunt aceste obiceiuri cu murători mascați care umblă în ajun. Umblă în ajun cu ratul. Masa noastră de revelion arată cam așa. Am pus aici fistic, struguri, am făcut așa câteva aperitive. Mai am și acolo pateul de ton. Aici avem tortulețul. Este un tort cu ciocolată și vișine. Nu e nimic complicat. L-am făcut așa super rapid și l-am și decorat așa foarte... Nu e nimic perfect. L-am făcut așa rapiduț după ce s-a trezit Filip în seara aceasta. Thank you.
Aici am făcut cartofi, sunt foarte, foarte frageți și moi. I-am pus 10 minute în oală, în sosul de la carne, de la rață. Arată super bine. Iar aici este rața pe care am făcut-o cu portocale în interior, cu tot felul de condimente, cu sos. Este foarte fragedă. O să vedem dacă este și bună. N-am mai mâncat rață făcută de mine, am mâncat doar rață dintre cei de la Ikea. Sper să fie bună. Fragedă, dar trebuie să fie, sigur. Bye.
Cheers cu mami! Cheers! Poze, mama! Cu tine, vreau să fac o poze cu tine! Faci o poze cu mami? Fiecare cu paharul pe care îl are! Bună dimineața! Este 1 ianuarie. Nu mai știu cât este ceasul, am pierdut noțiunea timpului. Stăteam pe canapea și mâncam fistic și mă uitam să văd ce am filmat zilele astea și să vorbesc puțin cu voi ca să fac o încheiere a vlogului, nici nu mai știu care cum, că am filmat destul de mult, dar n-am mai reușit să mai editez. Mănânc fistic, e foarte bun, doar cum mi se pare puțin cam sărat de data aceasta, este acela de la Lidl. Vă dau și bună dimineața cu fața asta, da. Pe lângă faptul că sunt foarte obosită, mamă, deci s-a atât de răcită. Am simțit că m-am simțit puțin mai bine între Crăciun și Revelion, până într-un punct, până într-o zi când am simțit că îmi revine toată răceala și nu doar că mi-a revenit, mă simt și mai și doar că nu mai fac febră și nu mai am frisoane, însă îmi curge nasul, tușesc. Parcă n-am mai tușit chiar așa de mult ieri. Sper că nici astăzi să nu mai tușesc atât de mult, dar mă simt foarte înfundată. Voiam să vă doresc un an nou minunat,
cu multă sănătate. N-am apucat să mai vorbesc aseară cu voi, pentru că tot a fost așa pe repede înainte. Nu știu cum a trecut ziua de ieri, că a trecut atât de repede. Am fost plecați de acasă, când ne-am întors am făcut și eu un pic de curățenie, am făcut ceva mâncare, am făcut un tort și n-am, nu știu, am simțit așa că a trecut super rapid ziua de ieri. Apoi la ora 12 am ieșit în centru, la, în oraș, la artificii, am venit acasă și cam atât mi-a fost, mi s-a rupt filmul, am adormit cu Filip și ne-am trezit dimineața la ora 10, da. De asta sunt puțin dată peste cap, cred, așa că am un telefon. Este 1 și 25 de minute, doar că, nu știu, simt, parcă, nu știu, nu mai știu ce oră este, sunt pierdut în spațiu. Vă doresc un an nou minunat, cu multă sănătate, cu împliniri, cu bucurii, cu momente frumoase. Anul acesta să fie poate mai bun decât anul ce a trecut, dar din tot sufletul vă doresc sănătate, că asta e cel mai și cel mai important. Trebuie să vină mâine sora mea să vă ia pe Mia. Urmează zilele astea să scoatem și noi brăduțul, care s-a uscat, săracul. La noi se usucă din cauza încălzirii în pardoseală. Mia! Mia! Ce faci, Miuța? Miuța! Ce faci, Miuța frumoasă? Ideea este că pisicele se joacă foarte mult la brad și ne-l scutură. O să-l scoatem zilele viitoare, urmează. La mama, dacă... Mama ține bradul într-o cameră, în sufragerie, unde nu stau acolo și nu fac căldură. Poate să stea bradul lui mama până în martie, cred că, că se menține fresh, dar al nostru s-a uscat. Ia uitați-l. O să scoatem zilele viitoare și o să strâng și globurile să le duc la etaj. Vreau să fac și curățenii la etaj, să organizez și acolo totul. Și aici e o Miuța, care este... S-a obișnuit aici la noi. Nu mai este așa disperiată, dar e tot obaznică. Să urcă în flori, pe perdele, pe canapea. Iesa, dar se ia foarte mult cu pisicii mei. Care ea tot e de la mine, mititica de ea, dar a uitat că aici s-o născuți, aici au crescut ea. Până am dat-o la sora mea. Da, Miuța. Miuța frumoasă. Miuța, Miuța, da. Am terminat de editat vlogul, este 3 ianuarie. Și o să vreau să postez vlogul acum, doar că s-a terminat așa, fără să fac o încheiere și am intrat să o fac acum. Vă doresc un an nou minunat. Vă mulțumesc că ați fost cu mine în anul 2023 și sper să rămâneți cu mine și anul acesta. Vă doresc multă sănătate și să ne revedem sănătoși în următorul vlog. Eu am început deja să filmez un nou vlog. Aici cine? Ia să vedem. Miuța, vine Andreea după ea, acum e pe drum să vină după ea să o ia. Vă pupăm și vă mulțumim pentru vizionare și nu mai vrei să stai, nu? Nu-i așa? Miuța? Mia, uite! Pa, dragilor!